Așezată în centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea, biserica parohială cu hramul Toți Sfinții se află în cartierul cu cele mai vechi și reprezentative instituții ale județului: prefectura, tribunalul, Casa Simian, biblioteca județeană Antim Ivireanul și muzeul de istorie. Fiind un impresionant monument istoric de clasa A, cu valoare de patrimoniu național și universal, inclus pe lista primelor 150 de monumente istorice. Biserica a fost ridicată pe un frumos platou ce străjuiește calea lui Traian, între anii 1762-1764, și prăznuiește hramul tuturor sfinților și al Sfântului Mare Mucenic Mina. Ctitoria s-a dorit a fi o replică misionară dată austriecilor după ocuparea Olteniei din 1717-1738, care distruseseră Biserica Bunavestire și construiseră pe ruinele schitului franciscan din Râmnicu-Vâlcea Biserica Boreției Sfântul Anton de Padova. Episcopul Grigorie al Râmnicului a construit Biserica Toți Sfinții, îmbinând stilul neobizantin cu stilul brâncovenesc, preluând elemente arhitecturale de la Mănăstirea Curtea de Argeș, Mănăstirea Dealu și Mănăstirea Hurezi. Biserica s-a impus în conștiința râmnicenilor, atât prin vechimea și importanța sa ca monument de arhitectură religioasă, dar și prin activitatea spiritual-culturală, pastoral-misionară și educațională pe care au desfășurat-o, veac după veac, vrednicii săi slujitori, devenind axă spirituală a Râmnicului, datorită integrării sale organice în toate sferele vieții orașului. Primul hram a fost rânduit de episcopul Grigorie Socoteanu, în dorința de a obține iertarea păcatelor, dăruind în schimb divinității un locaj de cult, după formula antică, dăruiește și ți se va dărui. Cel de-al doilea hram al bisericii, în cinstea Sfântului Mucenic Mina, ajutătorul celor păgubiți, a fost rânduit de Hagi Constantin Malache, negustorul râmnician care a finanțat construcția Sfântului Locaș. După incendiul din anul 1847, care a devastat Râmnicul, inclusiv centrul eparhial, Biserica Toți Sfinții a devenit catedrala orașului și centru religios pentru întreaga Oltenie. Sub bolțile ei, la 1848, s-au sfințit și binecuvântat steagurile armatei revoluționare din București și a pandurilor, conduși de generalul oltean Gheorghe Magheru, și s-a celebrat, la 20 iunie 1848, Constituția Țării Românești. Reparații capitale și restaurări s-au făcut periodic, ultima finalizându-se în 2004, când, la 5 septembrie, a fost răsfințită, odată cu aniversarea a 240 de ani de la târnosire. Cu acest prilej s-au emis o medalie de aur și una de argint de către Monetăria de Stat a Băncii Naționale a României, consemnând acest monument istoric. Biserica este de proporții grandioase, în formă de cruce grecească, întrecând ca mărime și eleganță multe biserici voievodale. Cu tot cu turle, înălțimea bisericii ajunge la 27 de metri. Construită în stilul arhitectural specific secolelor trecute, biserica este de formă planimetrică, trilobală, cu pronaos supralărgit și naos cu abside laterale decroșate. Spre deosebire de turlele altor biserici, acestea sunt sprijinite pe un arc interior masiv, în formă de cruce. Zidurile au o grosime de 1,5 metri, iar în interior, biserica este decorată cu excesivă bogăție picturală, în stil bizantin, tehnica fresco. Fațada de la intrare este împodobită cu o valoroasă pictură murală, în formă de medalion, cu un diametru de peste 2 metri, înfățișând icoana tuturor sfinților. Aici se găsesc moaștele Sfântului Haralambie, Sfântului Ioan Hrisostom, Sfântului Mina și Sfintei Paraschevia, depuse într-o raclă de argint aurit. În pronaos, la intrare, găsim portretele votive ale ctitorilor Grigorie Socoteanu, Hagi Constantin Malache, Ioan și Gheorghița Ristea și Bica Lahovari. Pe fața din altar a tâmplei Bisericii Toți Sfinții este reliefată, contrar tradiției, scena jertfei lui Melchisedec, reprezentare iconografică de o frumusețe excepțională, preluată din tradiția religioasă ortodoxă coptă. Această scenă este redată alături de jertfa lui Avram. Arhitectura, pictura, icoanele și sfintele moaște sunt mărturia unui sfânt lăcaș ridicat să dureze
și să poarte cu el prin timp semnul biruinței. Pe lângă frumusețea ei arhitecturală, biserica aceasta are o importanță istorică deosebită, fiind primul lăcaș ortodox ce a construit o unitate de învățământ preșcolar nu numai din Râmnicu Vâlcea sau Oltenia, ci din România antebelică, acum peste un veac, în anul 1908.